dimineața! La mine este ora 11, astăzi este sâmbătă și pentru că mâine am făcut programare să mergem la Eco să vedem Bebelina, am zis să vă vorbesc puțin despre sarcină, așa în mare. Am văzut foarte multe videoclipuri cu jurnalul de sarcină făcut pe fiecare trimestru în parte. Nu simt nevoia să fac asta, dar chiar aș vrea să rămân aici o amintire frumoasă și poate vă ajută și pe voi cu ceva sau pur și simplu aveți plăcerea de a mă asculta. Am zis să povestesc așa, puțin în mare, despre toată sarcina, pentru că sunt în săptămâna 36. Aceasta e burtica mea, mai avem puțin. Am zis să povestesc așa, în mare, despre cum a decurs sarcina mea până acum, ce simptome am avut, ce vitamine am luat, controalele. Aș vrea să mai menționez faptul, pentru lumea nouă abonată pe canalul meu, că eu locuiesc în Anglia și aici, bineînțeles, sistemul medical și toate cele sunt diferite. Puteți vedea mai multe și despre cum am aflat că sunt însărcinată, am un video pe canal. Doar că în acest vlog aș vrea să povestesc doar în mare experiența mea pe parcursul întregii sarcini. Da, cam primul simptom pe care l-am avut a fost sensibilitatea sânilor, deși eu nu l-am luat ca pe un simptom de sarcină. Înainte de fiecare menstruație, în fiecare lună, sânii mei erau foarte sensibili, așa că pur și simplu am zis, o să vină menstruația, sigur, deci, da, de data aceasta chiar m-a păcălit și nu a fost menstruația. O mică paranteză, să știți de pe acum că o să gâfâi, n-o să am stare, pentru că nu mai pot. Vârtica mea e grea, abia respir, dar chiar îmi doresc să vă povestesc aceste lucruri. Da, am făcut în cele din urmă și testul de sarcină, care a ieșit pozitiv. Am făcut programarea la moașă. Eu am aflat, când am aflat că sunt însărcinată, aveam 4 săptămâni. La moașă m-a programat peste o lună, a fost groaznic să aștept atât. Pur și simplu mi s-a părut groaznic și chiar a fost groaznic. La 8 săptămâni am fost prima dată la moașă, unde mi-a luat analize de sânge, mi-a luat urină, mi-a luat tensiunea, m-a cântărit, am avut o grămadă de întrebări. Chiar am fost împreună cu al meu și l-a întrebat și pe el la fel, tot istoricul familiei, pe mine la fel. După programarea la moașă, am avut prima ecografie programată la 12 săptămâni, pentru că aici în Anglia, de obicei, din câte știu eu, fiind la prima sarcină, nu îți face programare la ecografie mai repede de 12 săptămâni. Dar, până la prima ecografie de 12 săptămâni, să vă povestesc puțin despre simptome. Mie, până în săptămâna 4, când am aflat că sunt însărcinată, n-am avut absolut nimic. Totul a început prin săptămâna 6, când a început deodată să îmi fie rău, dar mi era rău noaptea. Nu mă trezeam dimineața să vomit. Aveam zile în care eram ok, zile în care mi era rău. Mi era foarte rău de la mirosurile tari. Mă refer la mâncare, miros de mici, miros de ceafă, nu știu, gătită, prăjeală, pur și simplu mi-era foarte rău de la mirosurile acestea. Mi-era rău de la pizza, eu care sunt o mare iubitoare de pizza, cu slavă Domnului pot să mănânc și încă a rămas apetitul meu deschis pentru pizza, dar pe timpul sarcinii, deci doar dacă vedeam o poză în care era o pizza, mie pur și simplu îmi venea să vomit. Și la muncă, pentru că lucrând în restaurant, după ce debarasam mesele și curățam, paharele se duceau într-un loc, era ca un fel de cămăruță, e ca un fel de cămăruță, un spațiu mic unde erau mașinile care spălau paharele și le uscau și era foarte mult abur
Și de la aburul ăla, mirosul acela de băutură, de fiecare ce consumam pahar, Doamne, groaznic! Deci de fiecare dată când intram acolo, mergeam după la baie, vomitam, întorceam înapoi și tot așa. A fost o perioadă foarte nașpa. La muncă, doar în locul acela mi-era rău. Mai mi-era rău când duceam anumite farfurii oamenilor la mese. Depinde ce era pe farfurie. De la unele mi-era poftă, voiam și o să mănânc. De la unele mi-era rău. Dar, da, starea mea de rău cel mai mult era noaptea. Când intram în cameră și închideam ușa, pur și simplu, dacă mă întindeam în pat, nu puteam. Nu puteam să stau întinsă, trebuia ori să mă ridic în fun, ori de foarte multe ori am stat, trăgeam scaunul lângă geam și stăteam cu capul pe geam, la aer. Trebuia tot timpul să am pe noptieră ceva, biscuiți, sărățele, covrigei. Eu sunt o mare iubitoare de dulciuri. Și acum și înainte de primul trimestru. Deci oricine mi-ar fi dat, nu știu, Stix-uri sau covrigei sau o ciocolată, eu preferam ciocolata. În sarcină nu am mâncat dulce în primul trimestru deloc. Deci n-am simțit nevoia de dulce absolut deloc. Mi-au trebuit chipsuri cu sare la 12 noaptea. Am mâncat foarte mult pateu cu pâine în primul trimestru și noaptea când îmi era rău și mi-era și foame în același timp, coboram jos, îmi prăjeam două felii de pâine și asta era mâncarea mea, pentru că dacă deschideam frigiderul, îmi era rău de la tot ce vedeam. Răul acesta constant a ținut 2 săptămâni, din săptămâna 6 până în săptămâna 8. Din săptămâna 8 a început să mă ia starea aceea de somnolență. Doamne, dar era într-un mod, pur și simplu, eu muncind în restaurant, al meu câteodată mă lua și la 1 noaptea și la 2 noaptea de la lucru, pentru că e restaurant bar și la 10 se închidea bucătăria, restaurantul cu totul se închidea la ora 2 și mai rămâneau oamenii. Dar eram ruptă, pur și simplu la mine de la ora 10 mi se tăia filmul, mergeam ca un zombie pe acolo și adormeam, pur și simplu al meu vorbea cu mine și eu adormeam până acasă. De multe ori am venit de la muncă și m-am pus în pat și am dormit, nici măcar duș nu am făcut. Atât 2 săptămâni, deci am fost teroare cu somnul, teroare, adormeam jos pe canapea. Oriunde mă puneam, eu adormeam. Dar la fel, m-a ținut doar 2 săptămâni. În perioada aceasta cu somnul, mai îmi era și rău la muncă. Iubita mea, da, mamă, te iubesc! La muncă îmi puneam și pachet de acasă, dar mâncam și la muncă, nu-mi pria orice. Mai vomitam, doar că nu a fost la fel ca în primele 2 săptămâni în care a început răul. După ce a trecut și starea de somnolență, că a trecut tot așa, după vreo 2 săptămâni, am rămas doar cu răul de anumite alimente. Dar a fost ok, adică chiar nu pot să zic că am avut un prim trimestru groaznic, că n-am putut să, nu știu, să merg la muncă, n-am putut să fac absolut nimic. A fost ok. La 12 săptămâni am fost la primul eco, unde l-am văzut pe bebe. Mi-a luat la fel analize. Tot la 12 săptămâni când am fost, mi-a luat pentru sindromul Down și încă 2 chestii, nu mai știu cum se numesc. În fine, la primul eco nu ne-a ținut absolut deloc mult, cred că am stat cam 10 minute, cam așa, l-am văzut pe bebe. Mi-a zis că e cu 2 zile mai mare decât credeam eu normal că e. Și da, am luat între timp acid folic, vitamina D, analizele mi-au ieșit bune. Ce nu mi-au făcut mie, eu nu am făcut testul acela pentru diabet, pentru diabetul în sarcină, da. Eu nu l-am făcut. Și da, pe la 14 săptămâni a început să-mi dispară grețurile și stările de rău. Și în primul trimestru chiar pot să zic că m-am simțit foarte bine. Aveam zile în care
nici nu simțeam că sunt însărcinată, atât că eu aveam dureri de spate, dar nu au avut legătură cu sarcina, că eu problema aceasta cu spatele o aveam dinainte. Doctorul Echo l-am avut la 20 de săptămâni și 5 zile, a fost morfologia, unde am stat cam 40 și ceva de minute. La fel, dacă mi-amintesc bine, mi-a luat analize, mi-a luat sânge pentru analize și a verificat că e totul în regulă cu bebelina. I-am văzut mânuțele, degetele, picioarele, pur și simplu ne-a arătat tot, inimioară, vasele de sânge. La sfârșit de tot, când mai avea domnul doctor să vadă, nu știu exact ce, a zis că e singurul lucru pe care vrea să-l mai vadă și să fie sigur că e totul în regulă, bebelina mea nu a vrut să se mai miște. Așa că domnul doctor m-a pus să mă plimb. M-am plimbat vreo 20 de minute pe holurile spitalului ca să se mai miște ea, să poată verifica tot. A fost totul în regulă. Am primit și pozici cu ea, o să inserez și poza aici, dacă reușesc. Și da, apoi noi între trimestru 2 și trimestru 3 de sarcină am plecat în țară, am avut nunta, concediu, a trecut foarte repede pentru mine, doar că mie mi-era teamă de zborul cu avionul și mi-a fost teamă că nu o să rezolvăm toate lucrurile în timp util ca să ne întoarcem înapoi. Pentru că mă gândesc că, după cum știți, cu avionul nu ai voie să zbori mai mult dacă depășești mai mult de 32 de săptămâni. Ne-am dus în concediu în trimestru 2 și ne-am întors în trimestru 3. Ce s-a mai întâmplat în trimestru 2, asta în România, a început între luna 5 și 6 a început să-mi curgă colostru în fiecare noapte, cam vreo două săptămâni la rând. În fiecare noapte pătam pijamaua de colostru. Înainte să venim în Anglia, înapoi din concediu, a trebuit să-mi fac o programare la doctor ca să am adeverința pentru aeroport. Eram însărcinată în 30 de săptămâni, deja intrasem în trimestru 3. La domnul doctor la care am fost, n-am reușit să văd fetița foarte bine, avea un monitor săracu. Pur și simplu n-am reușit să o văd, nici nu întorcea monitorul către mine, nici n-a fost o experiență reușită, dar important e că mi-a zis că e sănătoasă. Avea atunci 1,350 kg, din câte mi-a zis domnul doctor. Am luat adeverința. Următoarea zi, după ce am ajuns în Anglia, am avut programarea la moașă, unde la fel am discutat despre tot parcursul până în momentul de față. Mi-a luat sânge, iarăși. Mi-a luat urină, m-a cântărit, mi-a luat tensiunea, i-am ascultat bătăile inimii, mi-a măsurat burta și a decis că nu e cazul să merg la eco pentru că burtica era în termenii normali. Programarea de la 30 și ceva de săptămâni de la moașă, am fost programată cam peste o lună, tot așa, același lucru. Mi-a măsurat burta, m-a cântărit, mi-a luat tensiunea și la ultimul control la moașă am vorbit despre naștere, am stat o oră și ceva, am discutat mult mai mult despre naștere, alăptat și toate cele. Dar la fel, moașa a decis că nu e cazul să merg la eco. E singurul lucru care nu-mi place, chiar mi-aș fi dorit să o văd mult mai mult, dar asta e. O fată mi-a spus că pe ea a chemat-o în fiecare lună pentru că fumează. Eu sunt nefumătoare și mă gândesc că nu știu dacă are legătură sau nu, dar eu am fost la două ecografii stabilite de moașă. Da, cam aceasta este experiența mea cu sarcina. Chiar mă consider o femeie norocoasă și chiar consider că am avut o sarcină ușoară pentru că am auzit fel și fel de cazuri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem sănătoase. Îi mulțumesc că am avut sprijin lângă mine și l-am pe soțul meu care
a fost tot timpul acolo și îl iubesc tare mult. Și da, până în momentul de față am 8 luni și am luat 13 kg. Cel mai mult am luat acum, în ultima lună, pentru că am mai zis într-un vlog, în ultima lună am simțit nevoia să mănânc mult mai mult, cred că și cum faptul cum crește ea, nu știu, dar în ultima lună am mâncat cel mai mult și am 13 kg luate până acum. Mâine mergem la Eco, mâine mergem să o vedem și sunt convinsă că o să revin cu poze. Da, sper că v-a plăcut, iar noi o să ne auzim puțin mai târziu pentru că nu o să închei vlogul aici, o să vă iau cu noi. Bună dimineața! Astăzi este duminică, îmi pare rău că mă prezint așa, dar am vrut să-mi desfac părul cu voi. Este ora 11 fără 20 și la 11 jumate avem programare la Eco să vedem prințesa, așa că abia aștept să mergem. Mi-am pus părul pe bentiță, de obicei după ce îl spăl seara, ca să nu folosesc niciun tip de căldură pe el. După ce îl usuc, îl dau cu ulei, îl pun așa pe bentiță. Așa arată bentița mea, săraca. E folosită și extra folosită. Da, nu am mai filmat ieri. A venit și masa noastră între timp. Dar, da, o să vă iau cu noi. Sper să pot să reușesc să filmez, că țin minte că data trecută nu ne-a lăsat să filmăm. Sau să facem poze. Dar o să încerc cumva să fac. Așa, o să pun niște ulei. Doamne, ce crețuliți sunt! Voi cum sunteți? Sper că sunteți bine, că ați avut un weekend frumos. Eu sunt tare fericită pentru că abia aștept să mă fetița. Normal, cum v-am mai spus în materialele anterioare, Moașa nu m-a trimis, așa că o să mergem la privat să o vedem. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. Cause I'm happy, I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Ooh, oh, no, not yet. Ooh, oh, no, no, not yet. Ooh, oh, I'm afraid I'll end up nowhere. They keep saying I'll be fine, but how you know that I'll be there when it feels like I'm like... Ne-am întors și noi acasă. Între timp am fost și la cumpărături. Dar voiam să vă arăt ce am primit. Nu am reușit să filmez înăuntru pentru că scria pe ușă că e interzis. Știam de data trecută, dar nu ai voie nici să filmezi, nici să faci poze. Am primit așa o punguliță cadou când am ieșit și o să vedem împreună ce e înăuntru. Avem un biberon, un biberon micuț de la mam și înăuntru are și o suzetă. Ce drăguț e! Foarte frumos! Punem aici. Mai am... Opa! Acestea sunt vouchere. Eu am mai profitat înainte de ele. Am comandat șervețele umede și pampersuri. 20% off la diferite site-uri. Și aici e un carnețel să notez ca un fel de jurnal.
foarte drăguț. Da. Astea sunt lucrurile care au fost în punguliță. Am văzut-o și noi pe prințesa noastră. Când am fost la moașă ultima dată, nu era întoarsă 100% cu capul în jos, era așa puțin într-o parte. Acum căpuțul ei e jos de tot, așa că, da, e pregătită să vină. Are 2,9 kg aproape, după spusele doamnei doctor. Mă gândesc că e aproximativ, oricum la chestiile astea nu știe exact, până nu se naște. Ne-a spus că are și păr, am văzut la fel, am văzut toate organele, a încercat să ne arate 4D și HD, doar că ea e deja măricică și nu prea mai are spațiu. Avea placenta exact în fața feței și nu s-a văzut foarte clar, dar am o pozică cu ea, o să vă arăt. Doamne, iubita mea frumoasă, l-am primit-o în aceasta. În această cărticică și mai am aici și 20% pentru tot felul de lucruri pentru bebelină. La fel, VIP, tot felul de chestii. Și aici sunt lucrurile pe care le oferă cei de la cabinetul privat. Tot felul de oferte. Așa, am aici păzica, haideți să vă arăt, iubita mea. Nu, e foarte clară, cum v-am spus, pentru că ea e măricică și avea placenta exact în fața feței. Așa, ochișorii, năsucul, e foarte buzată. Iubita mea, și avea și mâna în fața feței. Da, avem 36 de săptămâni și 3 zile. A rămas la fel. Data când trebuie să vină, tot 22 decembrie, nu mi-a mai zis absolut nimic despre că s-ar fi schimbat ceva sau nu, dar da, mă bucur tare mult că am văzut-o, știu că e bine, am măsurat toate cele, am auzit și inimioara și bătăile inimii sunt bune, tot e perfect. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot. Da, eu o să închei acest vlog aici, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, nu uitați să-mi dați un like dacă v-a plăcut, să vă abonați. Iar noi ne revedem în vlogul următor. Vă pupăcesc tare!